Buzoienii cu apartamentele racordate la ramă ar putea plăti un preț mai mic pentru apă caldă și căldură. Declarația a fost făcută astăzi de primarul Constantin Boșcodeală după ce, într-o ședință extraordinară a Consiliului Local, s-a dat undă verde pentru ca producătorul de energie termică Ecogen să vândă pachetul majoritar de acțiuni. Aleșii locali au fost convocați la o ședință extraordinară pentru a-și da acordul cu privire la vânzarea pachetului majoritar de acțiuni deținute de producătorul de energie termică al orașului Buzău, Ecogen Energy. Consiliul local, for care deține de asemenea acțiuni, are drept de preemțiune, astfel că a fost nevoie de votul consilierilor pentru ca mai departe acționarul majoritar să poată vinde pachetul de 75%. Chiar dacă votul a fost secret, aleșii PPDD au arătat ulterior că nu au fost de acord cu această inițiativă. Proiectul a trecut însă, având în vedere că majoritatea covârșitoare a votat pentru, inclusiv PDL. Așadar, producătorul de energie are undă verde pentru a vinde afacerea. După ședința de Consiliu Local, edilul șef Constantin Boșcodeală a declarat că, în cazul în care fostul CED va fi cumpărat de compania vehiculată să preia producția de energie pentru orașul Buzău, serviciile de apă caldă și căldură furnizate de Regia Autonomă Municipală s-ar putea ieftini. Se pare că există un cumpărător foarte important, este vorba de Alpha Metal, care este în același timp și producător și distribuitor de gaze, ceea ce va face ca prețul pe gigacalorie, prețul real, să scadă puțin, ceea ce ar însemna două lucruri. Și populația ar putea să plătească mai puțin și subvenția din partea municipalității va fi mai mică. În același timp se dorește în continuare utilarea acestei centrale cu motoare performante care să producă energie electrică și căldură. În momentul de față, prețul unei gigacalorii folosite pentru încălzirea apei și pe perioada sezonului rece pentru asigurarea căldurii în apartamentele buzoienilor este de 185 de lei. Pe de altă parte, nu se știe oficial care va fi prețul de vânzare a pachetului majoritar deținut de Ecogen Energy. Conducerea primăriei susține că grupul de firme care deține producția de energie termică a orașului Buzău a investit în fostul CED aproape 15 milioane de lei. Viitorul proprietar va fi nevoit să investească în continuare și să păstreze domeniul de activitate exclusiv pentru producția de energie termică, așa cum se stipulează și în proiectul de hotărâre aprobat în ședința de astăzi a Consiliului Local.